Începând din 27 septembrie, site-ul Inspectoratului Școlar Județean are o nouă interfață. Decizia schimbării modului de organizare a informațiilor publice din învățământul nemțean a fost luată în ședința Consiliului de Administrație al instituției în vederea eficientizării comunicării. Județean Neamț a hotărât pentru decizia Consiliului de Administrație al instituției optimizarea site-ului ISJ Neamț pentru a eficientiza comunicarea cu beneficiarii. În acest sens, am urmat și un memorandum din partea Ministerului. Este vorba de memorandum transmis luna trecută de la Ministerul Educației, prin care am inserat anumite link-uri care, bineînțeles, nu fac altceva decât să transparentizeze la maxim informațiile din ISJ. În acest sens, am reușit să impunem pe calea aceasta informațiilor deschise un link care asigură transparența cu privire la legislație, transparența cu privire la cheltuielile bugetului ISJ. Am optimizat toate compartimentele în așa fel încât informația să ajungă în mod corect la colegii noștri profesori. Noul site va cuprinde o diversitate de informații de interes general, de tip management instituțional, separat față de cel al resurselor umane. Timp de o lună, site-ul a fost folosit doar în interiorul instituției pentru îmbunătățirea acestuia. Credem noi că am eficientizat la maximum și informația de tip management, pentru că vom asigura din acest mod informații pentru management instituțional, separat de managementul dezvoltării resurselor umane. Am folosit timp de o lună site-ul doar în interiorul ISJ-ului. A fost presupus dezbaterilor și propus colegilor spre a fi vizualizat și am primit tot felul de îmbunătățiri. Le-am folosit, zicem noi, cu succes. Considerăm că site-ul inspectoratului este un instrument de promovare noastră și pentru educația din Neamț. Ne-am bucurat de sprijinul informaticianului Ovidiu Nechita de la Colegiul Național de Informatică și sperăm noi ca toate noutățile pe care le fie de folos. După cum vor vedea, beneficiarii noștri vor găsi în 2-3 luni maxim informații și despre statistica rezultatelor din educația din județul Neamț. Noul site va cuprinde o galerie tip evenimente, imagini tip videotecă. Se dorește ca site-ul să devină un instrument eficient de lucru și de informare despre starea învățământului nemțean. Studii și cercetări, vom avea o galerie specială pentru evenimentele la nivel județean, aducând către copii, profesori, atât mapele și agendele acelor evenimente, cât și o galerie de imagini sau de tip videotecă, dacă va fi cazul. Ne dorim să sprijinim tot publicul interesat, partenerii mass media, partenerii noștri tradiționali, să aibă acces la informație. În acest sens am postat cereri pentru solicitări în privința transparenței informațiilor. Și avem speranțe că acest instrument de promovare va fi de folos și instituției noastre, dar și celor care au nevoie sau își doresc să aibă acces la informațiile despre învățământul din județul Neamț. Deoarece accesul către informații a fost modificat și postarea noilor conținuturi conform actualei configurații a site-ului necesită timp de completare, conducerea Inspectoratului Școlar solicită utilizatorilor înțelegere. Se aduce la cunoștința celor interesați că în această perioadă de tranziție pot fi folosite ambele site-uri.